Salutare tuturor, eu sunt Andrei, astăzi revenim cu încă un episod de Assassin's Creed 4 Black Flag. Ultima dată știți voi că am fost la nenea Olivier, da? Am discutat cu dumnealui. Iar acum trebuie să ne întoarcem la workbench-ul nostru. Hack the workstation, ok. Hai să vedem dacă putem să ne prindem. Ah, ok. Să ne prindem cum funcționează. Enter. Space. What? Oh. Te pare că noi suntem aici, te pornești. Ok. Not good then. Not good. Uite mă că s-a deschis ușa. What the fuck. Nu-mi vine. Foarte, foarte dubios. What? Deci ce trebuie eu să fac? Eu n-am prea înțeles. Deci eu trebuie să ajung. Ia mă, open tutorial. Deci blocker. Ok, player avatar. Possibly for infinite loop. Ok, deci nu trebuie să ajungem acolo. Get the data moving infinite around the sphere. Ba trebuie să ajungem acolo. Ok. Ok. Gata. Easy. Easy. Okay. December 23rd, 2012. Sample Recovery Unit Team Lead Fisher Case reporting on Subject 17, Desmond Miles. The subject was deceased and unattended. Time of death was placed around 00 hours and 7 minutes, with conditions favorable for DNA sample recovery. We had some initial concerns about interference in the vault, but given the skill and talent of this team, we were able to capture useful data. I personally retrieved the subject's backpack and extracted a number of objects of interest to undergo detailed analysis. The subject displayed burns to the right hand, severe enough to fuse the bones, indicating some kind of spontaneous, intense burn trauma. Honestly, we've never seen anything like it before. Head, neck, and torso remained in good condition. I hand-selected recovery agents to retrieve fluid samples, blood and saliva. We then commenced material extraction and were able to preserve several exemplary samples. Data analysis and sequencing is already underway and, I'm told, proceeding with exceptional ease thanks to the cloud database and the work of Abstergo Sample Recovery Unit 3. The legacy of Subject 17 will continue uninhibited as Sample 17. Ok, deci aparent aflăm ce s-a întâmplat cu Desmond. What? Select? What? Sau ESC trebuie să... cred că ESC. În fine. Aha, deci am aflat cum a murit Desmond. Mă rog, de fapt, urmele, practic, că noi nu știm cum a murit încă. Dar probabil vom afla. Ia să vedem. tell well your copy is shit. You could use some practice. What? No. I thought... Yeah. Oh, look who's here. So you didn't forget, after all. You're just incredibly rude. And made poor Rebecca here wait for nearly 30 minutes. You limey. Be nice. Sorry about him. He's high on his own supply. Asta e tipa de era cu Desmond în Assassin's Creed, în cealaltă. Cred. Great. That should do it. We'll email you the receipt. Till next time. Take care, Sean. Bye-bye. Yes, bye. And don't expect any more free coffee. Da, ei sunt. Și ăsta și aia. Mhm. Da. I just got word the courier has come and gone. Wonderful. You're a miracle. No, that's an exaggeration. You're not a miracle. You're an employee doing a job. But thanks for helping out. Anyway, thanks. Have fun pirating. Ok, deci nu știu ce caută tipii acolo. Adică nu e să zici că tip rei sau ceva, nu. Dar povestea e destul de încălcită totuși. Trebuie să recunosc. Adică, da, las că aflăm. Am dă-te. Ți-ai pus tu repede alea acolo. What? Huh. Okay, iar amintiri? My parents have asked me to come live with them, and I'd like to. Oh, what do you mean, live with them? You live here with me. I'm sorry, Edward, but my father is right. You had a decent wage when you worked the farm. Why can you not be satisfied with that? With me? Decent wage? That job was near as damn it to robbery. You want to be married to a peasant the whole of your life? All right, Edward. All right. You leave now, Caroline. You'll never know what's coming to us. Caroline! Ce mai clare. Ok, deci ceartă în cuplu. Bun, să sperăm că o să se împace, dar oricum o să se împace pentru că, na, e logic. Great Inagua, martie 1716. Wake up! Hai, da. Hai că avem treabă. Ia uite, bă, și vreau să merg și un pic cu galeonul ăla. Even so, keep that fact hid away. Most of these pirates don't respect a man with higher commitments than rum and plunder. Upon mine honor, let me know if you find anything. Ați văzut înainte să încep să vorbesc, să înceapă Edward să vorbească cu tipul asta. Corabia aia așa a început să iasă ea așa din apă frumos. Sau nu că frumos, foarte dubios. În fine. Hai să vedem. Follow James Kidd. Cine o fi James Kidd? Ia să vedem. Hai că aflăm, totuși. O să aflăm, o să vedem acum prin această junglă minunată. Și nu cred că suntem în Nassau, sincer fiu. Ia, hai să aruncăm o privire. Nu, suntem pe o insulă. Great Inagua, așa. Da. Ia. James Kidd. Cine e un James Kidd, mă? O fi aia? Sau ăla? Nici acum nu m-am prins dacă e băiat sau fată. Poate mă puteți lămuri voi în comentarii eventual. Da, James Kidd. Ar trebui să fie băiat. Nu? Da. Băiat ar trebui. Oh. Dar nu pare băiat. După voce. Mayan? Or is it Aztec? Are you good with riddles, Edward? Puzzles and ponderings and the like. Okay, so it's a good bet. I think you've a natural gift for it. The way you think and work. The way you understand the world. Well, I don't know about that. You're talking in riddles now and I don't understand a word. Clamber on top of this thing here, will you? Help me solve something. Yeah. Ia să vedem, băi, James, ce vrei tu să ne arăți? Concentrate and focus all your senses. Look past shadow and sound, deep into matter, until you see and hear a kind of shimmering. A shimmering? You understand? I think so. I've seen its light before, glowing like moonlight on the ocean. Ah, right, I know this feeling. I have to. Yeah. Align? What? Ce vrea? Align? Align the shape on the highlighted object. Ok, ia gogule. Bă, foarte dubios. Deci ăsta trebuie acolo. On the highlighted objects. Rotate. Move. Ah, merge și move. Ok. Rotate. Nu da seama. Deci ăsta trebuie acolo. Ok, asta e clar. Probabil că ceva de genul. Ia. Aha. No, bun. Rich, ia să vedem. Ia, mă! Ce găsiști tu acolo în pământ? Căcăreze de crocodil, cred că s-alea, mă. Interesant! Puzzle-uri și ghicitorii, nebunii. Ah, fuck! Prea multe. Ok. Castile de Jagua. Așa. Collect Mayan Stones. Ia să vedem noi una mai apropiată. Unde? Sereniele. Hard. Hard. Mediu. Dry Tortuga. Ăsta o fi Dry Tortuga? Cred că... Nu. Hai, fuck. Nu știu unde sunt eu. Și asta e nașpa. Hai aici, center. Oh. Ok. Hai, atunci ăsta. Ei. Am zis că suntem mai aproape un pic. Da, aparent. Ok. Ai set marker acolo. Bun. Lasă așa. Ah, da, oricum nu cred că contează. Trebuie să le colectăm la un moment dat, deci cred că, na, pur și simplu, să mergem eventual, ori off camera, ori pur și simplu așa. Să mergem să colectăm nebunel de alea, poate, nu știu, poate facem rost de niște bănuți și mai a zis cineva că aș putea să upgradez... nice. Să upgradez nebunia aia de corabie. Păi hai să aflăm, nu? From what I knew of Decas, I wouldn't be surprised to find eclectic instruments of torture and villainy, an iron maiden or a collection of thumbscrews. Or a pair of anguish. Ooh, nice. O căsuță foarte drăguță. Opa! Ah, ok, exact ca în... Da, ca în Brotherhood. Sau ca în 2, nu mai știu. Una dintre ele. Ca în 2, pardon. Hang me, that's the map I sold to Governor Torres in Havana. He said it marked the location of assassin encampments. You think maybe you owe them a bit of warning, then? If you have any kind of heart beating in that chest. Suppose I could. If it leads me to the 4 other keys. Bad excuse is better than none at all. Ei, și tu acum, James, măi. Ok, deci... Bun. Ăștia sunt asasinii pe care... Cum îl cheamă, mă? Guvernatorul Torres ăsta vrea să-i omoare pentru știu eu ce planuri malefice de ale lui. Noi suntem mici, undeva pe aici, nici nu știu pe unde, center. Uite, acolo. Ghibara easy, vai de capul meu, hai să... Ok, știi ce, las. Și asta e mapa, ok. Unde era, măi, armura aia? Bun, avem aici o armură. Templar Armor, ok. Cum aveam și în Assassin's Creed 2, de trebuia să găsim în toate mănăstirile, în toate bisericile sau catedralele alea, trebuia să găsim fel de artefacte pe care le puneam în Monterigioni și deblocam armura lui Altair. E, cam așa ceva facem și acum, din câte înțeleg eu. Oh, shit. E, n-am fost foarte inspirat la faza asta, mă rog. Așa, deci exact cum făcea și în 2, în Brotherhood, nu cred că... Nu, în Brotherhood nu era așa. Dar în 2 era sigur. Bun. Hai acum să continuăm misiunea. Cât am mai rămas din episod, acolo 2 minute, barem să vedem... Barem să vedem... ce dorește nenea James, domnul James, de la viața noastră. Poc, 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 hai, meet. Yeah. Leaving already? I think this cove suits you best, Edward. Better than that costume does. Oh, come on now. We're pirates, kid. We take as we please and become who we like. Self-made man. But that look ain't you. It's not who you are. Who am I then? Hard to tell some days. All I know is you like dangerous prizes. Like the observatory. I think you know more about that than you let on in Nassau. You noticed that, did you? Meet me at 20 degrees, 3 minutes latitude, just off the coast of Yucatan. I'll have something to show you there in a few weeks' time. Îți ținem minte coordonatele a 20 de minute, parcă... Habar n-am, sincer să fiu. 100% memory sync, yes! Ok, da, pentru că n-am avut nicio misiune secundară, ok. Bun, sper că v-a plăcut acest episod, până data viitoare, toate cele bune, la revedere!